Salutare populație, bine ați venit la un nou episod. Astăzi, din păcate, s-a cam futut jocul la Vaslui. Au intrat băieții cu hack-uri și căcaturi de genul, au format pe dracu știe unde în boscheții mamilor. Și da, s-au dat pe faza nasoală. Au început să pună Pokémoni puternici, de cucerit gym-uri nu prea o să mai cuceresc și nici măcar nu pot să bag Pokémon în gym-uri. Deja văd că gym-ul ăsta iar 1700, 2000, 2000, 2100, 2400. Da, cam nasoală faza. Ok, nu cred că o să mai facă nimeni bănișori pe la Vaslui. Bag pula în gura lor și în sufletul tuturor care strică jocul. Să văd cum o să pot să le dau report și nu știu câți mai mulți dintre voi, dacă o să puteți să intrați și să nu știu, le luați numele acolo, dus 911 ce morții măsii sau Eduardist, și a văzut că are și două conturi. Bravo, frate, ești deștept. Mai șmecher ca măta nu mai este nimeni. Ia care mai suge două pule dintr-o lovitură și tu care pui doi Pokémon într-un gym. Da. Da, deci dacă se poate, vă rog eu frumos să intrați pe site-ul celor de la Niantic. O să pun tot în acest clip să vă arăt cum să faceți reportul și poate cu ajutorul vostru o să putem să-i dăm jos. Da. Ok, astăzi vă voi arăta cum să dați reportul unui jucător pe care îl considerați voi că folosește cheat-uri. Tot ce trebuie este să faceți să scrieți, efectiv m-am dus cam departe, dar nu e problemă. Trebuie să intrați, să scrieți pe Google Pokémon Go Niantic și o să apară primul link. Dați click pe primul link, după asta intrați la secțiunea Support și de la Support la Report Submit a Ticket și o să vă apară acolo Report Player Behavior. Am scris și eu puțin greșit acolo, gen am scris he's using cheats, din păcate nu mi-a mers să înregistrez live cu microfonul atunci când l-am făcut și acum o să vă spun pe scurt. Eu am în oraș 5 jucători, după cum i-ați văzut și în clipul anterior, acum câteva secunde. Folosesc Pokémon care nu prea au ce căuta prin joc și levelul lor este foarte, foarte mare față gen 31, 30, 33. Unul are și 3 conturi și nu știu, nu prea-i cunosc, o să pun și o poză cu, se mai și laudă pe forumul local și na, e nasol. Strică toată distracția celor care vor să se bucure cu acest joc. Deci tot ce trebuie să faceți este să-ți dați submit player behavior, scrieți acolo prima dată link-ul Gmail-ul vostru, motivul gen he's using cheats sau third party programs spoof sau ce mai vreți voi, numele vostru, unde am scris NNM, numele vostru, deci e foarte important să scrieți numele vostru, pentru că dacă scrieți numele meu, eu nu pățesc nimic sau alții, dar una este când primește report de la mai mulți și una este când primește același report de la un singur cont. După asta este numele lui, reported player sau cum se scrie acolo, că e foarte mic. Și scrieți numele, m-ar ajuta foarte mult să le scrieți efectiv numele la persoanele astea, să fie un experiment live, să vedem ca cât le-ar lua. Dacă noi postăm astăzi, ar veni marți și să vedem, marți ar veni a 9 august, să vedem cât le ia de pe 9 celor de la Niantic să le dea bani sau nu știu orice vor ei, să le dea un rollback sau efectiv să vedem, testăm vigilența celor de la Niantic, pentru că da, nimeni nu-i convine să meargă și am level 23, am 100 și ceva de kilometri, merg și aiurea și unul stă acasă cu burtonul pe scaun și dă din click-uri și dă din mouse. Măcar bunul simț, asta mă deranjează mai mult, că altfel nu le dă report, mă durea capul,
bunul simț, băi frate, ai un Pokémon puternic, efectiv nu mă doare capul cum iei tu gym-ul, da, lasă unul gen la media orașului, 1500-1000 până în 2000, deja la 3000 sau cât aveau ei, este o chestie grosolană și trebuie răspuns cu aceeași monedă. Și da, m-ar bucura foarte mult dacă, cel puțin, nu știu, văd că media este undeva la 100, 200, 300 de vizuri, acum mai nou, pe clip. Măcar, nu știu, persoane care dați like, văd că apreciați chestia asta, vă apreciez și eu și mai mult, la fel ca pe, puțin mai mult decât pe cei doar care se uită. Și da, m-ar bucura foarte mult dacă v-ați rupe încă vreo 2-3 minuțele din ziua voastră și să le dați report acestor jucători pe care îi vedeți în clip. O să le pun numele și în descriere și... nu știu, nu mi-a mers să pun adnotări, dar o să pun și o adnotare specială dacă merge cu numele lor, luați numele și le dați report, dacă doriți, dacă nu, la fel, na. Trebuie să facem o schimbare dacă țineți la jocul ăsta și țineți să vă distrați cât mai mult cu această aplicație. Da, o să vă uitați în continuare la o chestie, la un clipuleț comic și la sfârșitul clipului am și niște, un clip tot blooper. Da, spor la vizionare și nu uitați să le dați report. Tocmai mi-am deschis o fermă de PJ la Vaslui. După cum vedeți, ăștia sunt în modul ninja, PJ ninja. S-a antrenat special să atace la comandă, da? Care vrea un PJ ninja rar, poate să lase în comentarii și o să-i trimit o pereche, să poată să-și facă și el propria lui fermă de PJ. Da, milionar, million dollar idea. Ciao, ciao. Ei, populație, ferma de PJ, tocmai mi-am deschis o fermă de PJ la Vaslui, care vrea PJ la promoție. Să lase adresa în descriere, în comentariu și o să-i trimit o găleată.